Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Fecioară ce mesaje avem de la persoana dragă și vom extrage 5 mesaje. Trei sfaturi pentru dumneavoastră și relația dumneavoastră. Și un card, un mesaj din oracolul fazelor lunare. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana dragă. Nu îmi place că nu ai încredere în mine. Iubire interzisă. Aștept un semn de la tine. Deci așteaptă să faceți dumneavoastră primul pas. Îmi doresc să ne împăcăm, iată. Deci își dorește să se împace, dar așteaptă să faceți dumneavoastră primul pas. Nu îndrăznește să vină dânsul spre dumneavoastră. Sunt pregătit să spun ce simt pentru tine. Foarte frumos. Deci dacă vă veți îndrepta către dânsul și veți fi deschisă la împăcare, se pare că este pregătit să-și deschidă inima față de dumneavoastră și să spună ce simte pentru dumneavoastră. Închideți laptopul și mergeți la plimbare, eventual cu această persoană. Gândiți pozitiv, da, totul va fi bine, dar trebuie să fiți deschisă la comunicare. Prin comunicare se rezolvă orice problemă. Țineți cont de sentimentele celorlalți, da, eventual și de sentimentele acestei persoane care chiar ține la dumneavoastră și își dorește să aveți încredere în el. Și haideți să vedem și un mesaj de la oracolul fazelor lunare. Cheia este comunicarea. Exact asta am spus eu, Adina, orică prin comunicare rezolvați orice problemă și relația între noastră și persoana dragă va deveni mai armonioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!